am găsit investitorul în parteneriat public-privat, sunt sud-coreeni și au luat, nu știu să vă spun ca firmă, ei vor intra într-o licitație. Dar oamenii au fost dispuși, au pus deoparte și s-au asigurat de fondurile acestei autostrăzi suspendate. De fapt, este al patrulea inel median de circulație din nord, în partea de nord, și va uni toate trei autostrăzile pe care le avem în acest moment. A1, A2-ul spre Paladic, că le unește pe toate, să varsă în ele, drumul național DN1 și A3-ul care este București-ul. Păi ce să mă coste? Licitația nu mă costă nimic, că poate vor veni și alții, pentru că păi eu îi dau drumul imediat ceea ce supun la vot, votul de ăsta, studiul de oportunitate. Puzul este aprobat. Păi nu am parteneria public-privat, iar returnarea banilor va veni de mentenanță. Banii vor avea o perioadă de lungă de... Păi da, ca să ușurez sarcina financiară și urmează ca în momentul când se va circula pe ea, bucureșteanul să plătească o buvinietă. Așa, la primele socoteli, nu vreau să vorbesc eu de sume idiote din astea, pentru că calculul se schimbă de la zi la zi. Dar nu depășește 20 de euro pe an.